Am încercat câteva parfumuri echivalența ca să-ți pot spune și ție cum sunt. Dar înainte să-ți spun despre parfumuri efectiv, trebuie să spun două lucruri care mi-au plăcut mult în legătură cu brandul echivalența. Unul, că atunci când îți comanzi parfumuri, îți trimit și aceste eșantioane pentru parfumurile tale, ca să poți să încerci eșantionul înainte să testezi parfumul și dacă nu-ți place să poți să trimiți sticla sigilată înapoi. Și al doilea lucru care îmi place mult este că sticlele sunt reutilizabile. Deci îți termin parfumul și te duci în magazinul lor și îți reumpli sticla asta la un preț mai avantajos, evident. Și că am ajuns la parfum, vetiver miroase foarte interesant. Te aștepta să fie bogat în vetiver, dar în cele din urmă e destul de bogat în Tom Ford fucking Fabulous. Niște migdale dulci, îmbătătoare, destul de unisex, care se potrivesc bine la o ținută elegantă. E de spus că persistența încă mai trebuie să o testez, pentru că temperaturile acum sunt extrem de ridicate și fac totul să pară mai puțin persistent. Tonka e dulce și seducător. Un veritabil parfum de seară în care s-ar putea să găsești asemănări cu Baccarat Rouge. E drăguț că atunci când îl pulverizezi, face și un oarecare norișor în jurul tău de miros, care pare să atragă privirile. Apoi, Bois d'Or este un citric fructat, ușor dulceag. Un parfum ceva mai lejer, să spunem, dar tot destul de interesant într-o zi puțin mai răcoroasă. Mi se pare că și el e perfect unisex. O să revin și cu persistența pentru ele după ce le mai testez cum trebuie și acum sunt curios dacă tu ai încercat parfumurile echivalența până acum. Spune-mi în comentarii!